Salutare tuturor, bine ați venit la țară! Astăzi voi pregăti o altă capcană, de data aceasta pentru țânțari. Avem mari probleme cu ei, a plouat mult și e pur și simplu invazia, au apărut și nu mai dispar, așa că va trebui să iau măsuri. Voi face același lucru ca în cazul musculiței albe de farză, aceeași capcană, doar că voi pune alte ingrediente. Așadar, voi tăia bidonul reciclat de 2 litri. Voi tăia în două. Voi adăuga, am creat un recipient. În acest recipient voi pune 200 ml apă caldă, 100 g zahăr, 1 gram de drojdie. Este o biluță cam cât o unghie, ca și mărime, cam cât o alună. Și voi pune aici amesteca cu farfica pentru că nu am o lingură la îndemână. Să sperăm că va funcționa această capcană ca să mai scăpăm de țințarii aceștia. Pe lângă faptul că sunt pur și simplu insuportabili, aduc și bol. Partea de sus o pun cu gura în jos și creez o pâlnie în acest recipient. Pâlnie pe care o voi fixa cu scoci. Acum nu ne rămâne de făcut altceva decât să așteptăm să vedem dacă funcționează sau nu. Să sperăm că va funcționa. Bun, o să revin bineînțeles mâine la aceeași oră ca să vă arăt rezultatul. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Vă doresc toate cele bune. La revedere!